Tuturor ne plac povestirile. Creștem cu povestiri care ne formează viața. Unele sunt fictive și neadevărate. Altele sunt fictive, dar adevărate. Altele sunt reale, dar neadevărate. Iar altele sunt reale și adevărate. De cele mai multe ori, dacă ar trebui să alegem între o povestire care sublinează un adevăr și o demonstrație a aceluiași adevăr, alegem povestirea. O savurăm. Povestirile sunt captivante și memorabile. Domnul Iisus însuși și-a diseminat mesajul folosindu-se de o mulțime de povestiri. Multe dintre ele erau fictive, dar adevărate. Pildele, de exemplu. Celelalte erau reale și adevărate. Mai multe povestiri decât demonstrații. De aceea, cred, Dumnezeu a umplut Cartea Sfântă cu povestiri. Fictive sau reale, dar toate adevărate. Vă invităm și noi la Biserica Via, la seria de povestiri relatate de judecătorul, preotul și profetul Samuel. Pentru că cei care nu cunosc istoria sunt condamnați să o repete.